Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la Criterii Politice, o emisiune de interviuri, după cum cred că deja v-am obișnuit. Invitat în această seară este domnul Dumitru Grecu, Dan Grecu, cum îl cunoaștem noi, consilier județean, dar mai mult decât atât, cred că este singurul om pe care îl știu, care are un fel de vocație pentru turism, un talent. Tot ne naștem unii dintre noi cu un talent pentru ceva anume. Domnul Dan Grecu are talentul acesta de a produce turism în județul Argeș și pe alții nu-i știu. Vom afla dacă mai sunt, vom afla cât și cum se poate face turism în Argeș. Dați-mi voie să-l salut. Vă salut, domnule Grec, în primul rând, și vă mulțumesc că stați de vorbă cu mine. Bună seara, domnul George, bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor și mulțumesc pentru invitație. Bun. Acum, dați-mi voie la o scurtă discuție politică, domnul Grecu, pentru că de la alegerile locale până acum am tot simțit nevoia și nu v-am întâlnit la televizor nici față în față să vă întreb câteva lucruri despre cariera dumneavoastră politică, lungă, scurtă, nu știu cum să zic. Și întrebarea ar suna în felul următor. Cum se face că un om care cunoaște bine societatea, pentru a face turism, trebuie să cunoști bine oamenii, grupurile de oameni, societatea în general, a făcut o alegere, acest om a făcut o alegere politică sortită eșecului, pentru că când eram în campanie electorală, sigur, nu îmi dădea voie legea, caracterul, ce obrazul, ce vreți să zic, să vă spun direct că n-aveți nicio șansă. Dar eu știam că n-aveți nicio șansă și întrebarea este cum de toată lumea știa că n-aveți nicio șansă să deveniți președintele Consiliului Județean și totuși din partea Pro-România ați candidat pentru a deveni președintele Consiliului Județean, înregistrând, dați-mi voie să vă spun, unul dintre puținele eșecuri ale biografiei dumneavoastră. Vă rog. Știam că nu am nicio șansă să fiu președintele Consiliului Județean, dar pe de altă parte am vrut să văd ce înseamnă totuși pentru oamenii din Argeș o altă variantă. O variantă a unui om care își dorește din suflet să pună în valoare potențialul turistic al județului, care, trebuie să recunoaștem cu toții, este un potențial imens, dar exploatat aproape deloc. Sigur, speram să iau în acest partid mai multe voturi. Obiectivul meu ar fi fost să ajung măcar vicepreședinte al Consiliului Județean, poziție de pe care aș fi căutat să fac cât mai mult pentru turismul din Argeș. Din păcate, nici eu și nici partidul n-am reușit să scoatem un scor care să ne permită să mergem, să marșăm spre obiectivul ăsta, așa încât am înregistrat acest eșec. Deci, ca să cumva să văd dacă am înțeles bine. Deci dumneavoastră a știut că nu puteți ajunge președinte, asta a zis. Era foarte greu pentru că era vorba de niște partide mari, puternice, care susțineau oameni cu experiență. Eu eram nou, da? Plus că partidul e un partid mic, ca dovadă că nici n-a intrat în Parlament. Deci era evident că nu am șanse să ajung președintele Consiliului Județean. Dar tindeam către o poziție. Deci credeți că totuși Pro-România o să obțină suficiente voturi încât să faceți un joc politic și să ajungeți vicepreședinte? Exact. Dar v-ați fi lăsat dumneavoastră afacerile pentru un post de birocrat? Că asta mă surprinde. Da, nu e vorba de post de birocrat, că nu
N-am venit să fac carieră în politică. Era vorba doar de o posibilitate de a marca niște obiective turistice la nivelul județului, niște obiective importante. Între timp, afacerile mele am început să le transfer așa din aproape în aproape către fiul meu și probabil că tot ce avem o vârstă, la un moment dat o să trebuiască să mă retrag și eu și el va rămâne să gestioneze afacerile mele. Am înțeles. Acum mai sunteți, vă mai considerați un politic, mai sunteți în Pro-România, mai jucați un rol acolo, în fine, o să mai reveniți la cine știe ce alegeri? Nu știu dacă o să mai revin la alte alegeri. Cert este că deocamdată am rămas în Pro-România. O să rămân pe poziția de consilier județean atâta vreme cât o să simt că pot să influențez cât de cât realizarea unor proiecte în domeniul turismului, pentru că o să mă canalizez aproape exclusiv către tot ce înseamnă obiective de turism. Și în momentul în care o să simt că nu pot să fac nimic, probabil că mă voi retrage. Asta după terminarea mandatului sau cum? În timpul mandatului? Poate chiar înainte. Poate chiar înainte. Bă, dar chiar eu mi-am propus, domnul George, dacă vă aduceți aminte, în campanie electorală, eu mi-am propus realizarea unui obiectiv care însemna Pârtia deschisă la Moliviș. Da. Și am făcut atunci afirmația că dacă în 2 ani Pârtia de Schi nu se realizează, îmi voi da demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean. Rămâne valabil dacă în 2 ani de zile nu se realizează Pârtia de la Moliviș și îmi voi da demisia din funcția de consilier județean. Deci da. Cam asta e. Bine, stați un pic. S-ar putea întâmpla să fie factori obiectivi. Bugetul ăsta care e... Nu știu ce se va întâmpla și cu guvernarea, s-ar putea întâmpla să se schimbe coaliția de guvernare. Până la urmă, 2 ani pentru o investiție așa de mare, dumneavoastră dați un deadline foarte scurt, după părerea mea. Bine ar fi, dacă în 4 ani se va realiza, va fi bine. Da, probabil că și asta e important. Om vedea, om trăi și om vedea, oricum ne așteaptă vremuri foarte grele. Bugetul Consiliului Județean, eu cred că va fi mai mic anul acesta, în mod sigur, cu cel puțin 5%, dacă nu chiar mai mult. Nu, mai mult. Păi să vă uitați că e publicat deja bugetul și puteți să vedeți. N-am nicio cifră în față ca să vă răspund. Bun. Da, n-am apucat să le văd. Într-adevăr. Să vă uitați. Da. Acum, intrăm un pic în subiect. Presupunând că ați fi fost vicepreședinte al Consiliului Județean sau președinte, dacă vreți, haideți să luăm ipoteza asta. Ce ați fi făcut dumneavoastră în comparație cu ce se face acum? Și întrebarea e un pic mai complexă. Domnul Grecu, suntem în Argeș, suntem la Pitești, dacă vreți. Vă cunoașteți bine cu președintele Ion Mânzână. Nu cred că trebuie să discutați doar formal în cadrul Consiliului Județean despre intențiile dumneavoastră. Cred că puteți să discutați direct cu președintele Mânzână despre ce e de făcut pe turism. Pentru că e clar că și dumnealui, și pe dumnealui îl obligă realitatea să admită că sunteți un om de turism. Foarte important, extrem de important, nu știu dacă mai e vreunul de asemenea importanță în Argeș. Și atunci, aproape estimez eu de aici, de la distanță, că nici nu vă trebuia funcția de președinte sau de vicepreședinte ca să vă puneți amprenta pe dezvoltarea turismului. Și acum v-aș ruga să comentați, să vedem cum stau lucrurile și eu o să mai intervin cu întrebări. Da, sigur, eu deja am avut niște discuții cu domnul președinte Mânzână. E adevărat, nu foarte... foarte concrete pe obiective, doar așa, la modul general. Păi de ce nu le-ați făcut mai concrete, domnul Grecu? Mă rog, probabil că și conjunctura evenimentelor din ultima perioadă, în principal vreau să văd ce se întâmplă cu bugetul Consiliului Județean, să vedem cum ne așezăm acolo și către ce obiective. Oricum, am observat că există o tendință de finanțare
cu bani foarte mulți pentru niște obiective și aici am avut niște obiecții în Consiliul Județean vis-a-vis de ce înseamnă restaurarea casei Schweitzer Cumpăna, care mi s-a părut o valoare foarte mare pentru restaurarea de acolo, e vorba de 4 milioane de euro. E adevărat, sunt bani europeni, dar chiar și așa este foarte multă generozitate în a evalua niște proiecte. Bun, de asemenea, dacă sunt specialiști în față și dacă sunt bani europeni, care ar fi reproșul, ca să zic? Deci niște specialiști au făcut un devis. Domnul George, și banii europeni sunt tot banii noștri. E impropriu spus. Trebuie să vedem în profunzime și mai avem încă un obiectiv. Aici am intrat în oarecare divergență cu domnul președinte Mânzână, dar cred că dânsul a înțeles poziția mea. Eu m-am abținut vis-a-vis de proiectul de la Cetatea Poenari, care a crescut de la 11 milioane la 24 de milioane într-o primă fază, după care a rămas și s-a aprobat în Consiliul Județean la 23 de milioane pentru restaurarea acestei cetăți, fără niciun posibilitate de acces, singura posibilitate de acces pe trepte. Iarăși mi se pare o sumă foarte mare. Eu am oarece experiență în investiții, inclusiv în partea de construcții, și evaluarea mea este că acolo sunt niște costuri puțin exagerate și ca atare eu m-am abținut. Dar cine ar fi, stați un pic să rămânem pe idee, cine ar fi de vină? Proiectantul? Păi dacă avem un specialist. În niciun caz factorul politic. Aici este vorba de proiectant, cel puțin la Cetatea Poenari. Un proiectant în 2016 a scos o valoare de 11 milioane, iar un alt proiectant acum a scos o valoare de 24 de milioane, iar după intervenția noastră a consilierilor județeni a mai tăiat un milion și a ajuns undeva la 23 de milioane. Și ce ar fi fost de făcut? După, dacă dumneavoastră erați președinte, luați pe al treilea proiectant să o dea mai jos? Nu. Aici lucrurile sunt destul de complicate. Sincer, eu aș fi mers pe varianta inițială, dar obiecțiunile care au fost aduse de tehnicienii Consiliului Județean au fost că nicio firmă nu s-a înscris la valoarea respectivă. Nu s-a înscris ca să facă lucrările acestea. Oricum, este și pentru mine un domeniu nou. Nu știu foarte mult ce se întâmplă cu aceste investiții pe bani publici. Domnul Înzână are o experiență mult mai mare, dânsul e acolo de când lumea. Da? Acum, sigur, aștept un moment în care să am niște discuții foarte concrete cu dumnealui. Sunt convins că a înțeles poziția mea. Eu n-am fost împotriva acestor proiecte, ba din contră le susțin, dar nu cu așa sume. Deci aici sunt niște chestii în care noi suntem oarecum în divergență și probabil și de asta n-am reușit să avem o discuție foarte aplecată, așa, foarte concretă vis-a-vis de obiective. Bun, două lucruri am observat. Deci odată sumele și odată calea de acces. Noastră, la ce vă referiți? Ar trebui acolo un lift, un ceas? Da, da, da. Există deja o viziune pentru un proiect în acest sens, pe care tot Consiliul Județean va trebui să-l realizeze. Din păcate, sunt niște impedimente acolo care mie mi se par un pic subiective. E vorba de un teren pe care nu poți să-l folosească Consiliul Județean pentru că e închiriat la nu știu cine. Până la urmă, Cetatea Poenari este un obiectiv de interes național, nu numai județean. Este un obiectiv care este foarte apreciat, un obiectiv turistic foarte apreciat la nivel mondial. Foarte mulți turiști străini vin pentru această cetate și ca atare ar putea fi făcută chiar o operațiune de expropiere a terenului pentru interes public acolo. Am impresia că se schimbă și legislația în sensul ăsta. Am văzut pe o postare a doamnei deputat Simona Bucura Oprescu că se schimbă legislația și probabil expropierile și în interes turistic
vor fi făcute mai ușor. Încă o dată, nu e vorba de interes turistic, e vorba de un interes național acolo. Eu vreau să vă dau un exemplu și o comparație de care o să râdeți probabil, dar o să vedeți că așa se va întâmpla. Cetatea Poenari va fi cel puțin, dacă nu chiar mai interesantă, decât statuia lui Isus din Rio, pe care am văzut-o și este o chestie asemănătoare, deci este o posibilitate de acces pe stânca aceea, un lift, da? Același lucru va trebui să se întâmple și la cetatea Poenari și fluxul de turiști va fi incredibil de mare. Da, deci, cred. Deci va fi vorba de zeci de mii de turiști în fiecare zi. Pentru că cetatea Poenari, repet, este foarte cunoscută și foarte puțin îi trebuie. În momentul în care va fi realizată această infrastructură de acces, va exploda pur și simplu ca și obiectiv turistic. Bine, dar cetatea e mică, domnul Grecu. Tocmai, tocmai va trebui cum să gândi... scapă zeci de mii să se exact. Uite acolo la... Zeci de mii, probabil nu, dar mii sigur. Va trebui gândit un flux, da? Un flux de așa manieră încât să nu se întâlnească acești turiști. Deci lucrurile devin foarte complicate. Va trebui avut în vedere acest număr foarte mare de turiști. Și nu va trebui tratat cu superficialitate proiectul ăsta. Va trebui mare grijă. E în regulă. De la alegerile locale până acum au trecut câte luni? 3 luni. Găsiți-vă vreme să discutați și să-și găsească vreme și președintele, pentru că impresia mea este că trebuia să o faceți până acum, să stați cu hârtiile în față și să discutați. Părerea mea, cine n-a vrut, dumneavoastră sau el? Păi nu, inițiativa a trebuit să plece de la mine, pentru că eu am intrat în toată chestia asta, dânsul era deja acolo de când lumea, deci eu am venit cu obiectivul ăsta. Deci e clar că eu ar fi trebuit să fac pasul și probabil că e vorba de zile în care urmează să ne vedem. Au fost sărbătorile de iarnă, eu am fost plecat într-o vacanță, în fine, au fost niște chestii care s-au succedat cumva, acum începem să intrăm în normalitate. Bun, grăbiți-vă că noi suntem foarte curioși, dornici că din dispute de genul acesta poate să iasă, să apară soluții. Și timpul ne presează, pentru că, într-adevăr, cum spuneați, Argeșul e un județ turistic neexploatat. Și acum, aș vrea să ascult de la dumneavoastră, cu voia dumneavoastră, desigur, o pledoarie pentru această definiție a Argeșului ca județ potențial, cu potențial mare turistic. Adică, spuneți-ne un pic, că s-ar putea întâmpla, eu mai știu câte ceva, în fine, ziariștii mai știu că citesc, călătoresc, dar telespectatorii nu știu, poate nu știu. Ce-ar fi de văzut în Argeș, în mod special? Probabil multe lucruri, dar m-ar interesa să le spuneți dumneavoastră oarecum într-un soi de clasament, adică ce e de văzut acolo, în județul ăsta, adică aici. Aș începe cumva de la nord la sud și este vorba în primul rând de potențialul imens pe care îl avem cu zona montană. Avem cei mai înalți munți din România și nu avem nicio pârtie de schi. Practic, în zona montană sunt foarte puține capacități de cazare, foarte puține capacități de agrement. Asta este un aspect. Al doilea aspect. Avem Transfăgărășanu, care este evaluat de foarte multe agenții de specialitate ca fiind cel mai frumos, cel mai spectaculos drum din lume. Sigur, este o apreciere subiectivă, mulți pot să spună nu e, e altul, e nu știu care. Dar atâta vreme cât sunt oameni din străinătate care spun asta și care fac publicitate Transfăgărășanului, eu cred că trebuie să-i acordăm interes. Da? Pentru că Transfăgărășanu, de toți străinii, este considerat un simbol al României. Da? Transfăgărășanu, în schimb, este închis 8 luni pe an. Ăsta este un obiectiv care pur și simplu este o bătaie de joc. Iar în cele 4 luni, este o aglomerație de nedescris pe Transfăgărășan, pentru că toată lumea vrea să ajungă acolo.
V-am auzit de multe ori și eu ne spunând asta, de multe ori, și înainte de a intra dumneavoastră în politică, cred că e legat de numele dumneavoastră conceptul acesta de deschidere a Transfăgărășanului pe ce perioadă? Pe toată perioada anului? Eu îmi doresc, fără nicio cheltuială, să fie deschis măcar 6 luni pe an. Bun. Dar cum fără nicio 2 luni cheltuială? Înseamnă foarte mult. Dar explicați-ne că nu știu, eu nu știu. Cum adică fără nicio cheltuială să poată deschide? De ce îl închid oamenii și 8 luni în loc să-l țină deschis 6 luni? Explicați-ne. O să râdeți sau nu o să vă vină să credeți că din rea voință. Da? Începând cu luna aprilie, toți specialiștii din zona montană spun că nu mai există pericol de avalanșă. Datorită temperaturii, datorită faptului că ziua este foarte lungă, zăpada se tasează și pericolele de avalanșă sunt foarte scăzute. Și ca atare, un pic de bunăvoință din partea celor de la drumuri care au două puncte de lucru, de o parte și de alta, a zonei care se închide, vorbim de zona Capra și zona Bâlea Cascadă, au două puncte de lucru acolo, special pentru a dezepezi zona asta alpină, care urcă până la 2000 de metri. Ei bine, ei nu o fac, deși sunt niște oameni acolo care încasează salarii efectiv de pomană, 12 luni pe an. Și cine poate? Poate Consiliul Județean, Tăianu Rugu, ăsta? Consiliul Județean ar putea să facă presiune, pentru că are acolo echipe de salvamont ale Consiliului Județean, care monitorizează tot timpul tot ce se întâmplă în zonă. Și vreau să vă spun că majoritatea informațiilor eu le am de acolo, de la specialiști, de la oamenii din salvamont, care trăiesc și își fac meseria acolo, în creierul muncilor, da? Unde drumul este închis. Și știu foarte bine că nu mai există pericole începând din aprilie. Așa încât din mai și până în iunie, când drumul este închis în mod nejustificat și când e cel mai spectaculos muntele, înfloresc bujorii de munte, înfloresc florile de colț, deci este un peisaj absolut fantastic. Am înțeles, domnul Grecu, cine ia decizia asta? Cine semnează pentru decizia asta? Paradoxal, decizia asta o ia directorul general al unei firme, e adevărat, cu capital integral de stat, care se cheamă CNAIE, adică Compania Națională de Administrare a Drumurilor din România. Bun, și ați discutat cu omul ăla sau trebuie să discute președintele Consiliului Județean sau cum? Nu numai că am discutat, i-am acționat în instanță, am câștigat în instanță dreptul de a nu închide la o dată fixă Transfăgărășanul și a nu deschide la o dată fixă Transfăgărășanul. Și pentru că nu au respectat această decizie definitivă a înaltei curs de casație, le-am făcut plângere penală. Deci, în faza asta suntem. Deci, e o bătălie din asta de-a dreptul surdă. Acum, mi-aș dori foarte mult ca alături de Asociația Turistică Transfăgărășan, al cărui președinte sunt, să vină și Consiliul Județean și să convingem împreună Ministerul Transporturilor, că, de fapt, Ministerul Transporturilor este cel care gestionează, da, și care are în administrare drumurile. CNAIR se ocupă doar de întreținerea lor, de asigurarea fluenței, circulației, siguranței și așa mai departe. Da, acum cu sinceritate, ei nu vor pentru că se tem să nu se întâmple o catastrofă, să plătească penal, să nu moară cineva? Da, da. Adică suntem pe principiul drobului de sare, da, din povestea lui Creangă. În condițiile în care nicăieri în lume nu există vreun drum blocat din cauza posibilor căderi de zăpadă sau de avalanșe în luna iunie, da? Sau în mai. Deci toate drumurile care sunt închise, pentru că mai sunt câteva drumuri închise, dar niciun caz vreunul de importanță. Păi, Transfăgărășanul e închis în iunie? Da, sigur. Și când se deschide? La 1 iulie. La 1 iulie se deschide? Exact, da. Când practic nu mai există niciun fel de zăpadă și când compania de drumuri n-a cheltuit practic niciun leu ca să dezepezească, pentru că se dezepezește de la sine, se topește zăpada, în condițiile în care ei înregistrează niște costuri acolo, care
Doar el și cum. Ei știu cum și unde. Acum, odată ce le-am făcut și strângere penală, probabil că urmează o cercetare mai amănunțită. Acum am înțeles, să știți. Și mi se pare într-adevăr, aveți dreptate, e aberant. Poate ar trebui să veniți cu câteva exemple din lume. Da, de drumuri asemănătoare. Le-am. Am și fotografii și imagini, toate informațiile. Nu știu, publicațiile face sau poate nu le-am văzut eu. Adică da. Să vedem. Dom'le, e un drum în Austria care așa se întâmplă cu tare cu tare. Dar e un drum în Polonia, că și pe acolo sunt drumuri da. De țau, nu știu arată ce să zic. Imagini să vedeți cum arată un drum în Zăpezi. În Pirinei. În Japonia. Nu o să vă vină să credeți. Devine obiectiv turistic. Haideți să luăm. Eu sunt de acord, dar să le luăm din Uniunea Europeană. Da. De acord, e mai să bine, fim da. În Europa. Prin, o să vă spun obiectivele turistice din Argeș. Așa. Haideți să continuăm. Da? Deci, Transfăgărășan. Lacul Vidrar. Lacul Vidraru, eu i-am spus, mica mare de la munte, are un potențial fantastic. Și noi vedem ce se întâmplă în fiecare vară când foarte multă lume vine pentru lacul Vidraru și nu au niciun fel de posibilitate pentru că sunt doar două, trei capacități pe malul lacului care nu ți oferă mare lucru. Și aici se pot dezvolta foarte multe activități de agrement fără a polua lacul, așa cum se întâmplă astăzi când sunt foarte multe embarcațiuni cu motoare vechi care se deversează în lac, cu motorină și așa mai departe. Ar trebui, practic, să existe doar embarcațiuni acționate manual, da? Prin efort propriu, sau cu motoare electrice. Și această zonă să se deschidă cu adevărat și să fie pusă în valoare tot ce înseamnă potențialul lacului pentru perioada de vară. Bun, deci ziceți dumneavoastră așa, că întâi trebuie să se dea drumul la embarcațiuni, nu? Asta spuneți. Să fie embarcațiuni și să se poată realiza. Sunt foarte multe impedimente, da? Vis-a-vis de accesul pe lac. Vreau să vă spun că eu am avut discuții la nivelul Ministerului Energiei, care este gestionarul acestor lacuri de acumulare, care el este, lacurile de acumulare se află în patrimoniul Ministerului Energiei. Da. Ele sunt închiriate într-un contract exclusiv cu Hidroelectrica, într-un contract exclusiv de producerea energiei electrice. Nefiind reglementat în niciun fel partea de agrement. Am încercat să concesionez de pe lacul Vidraru o suprafață de teren, o suprafață de apă, ca să pot să construiesc acolo un ponton, o activitate din acesta de agrement. Mi s-a spus că trebuie să mă duc la Hidroelectrica. M-am dus la Hidroelectrica, Hidroelectrica mi-a arătat un contract care spune că nu are voie să facă niciun fel de altă activitate decât producție de energie și nu are voie să subînchirieze, să subconcesioneze și așa mai departe. Deci, contractul practic, semnat cu cine? Deci, între Hidroelectrica și Ministerul Energiei. Da. Și atunci trebuie să vă întorceți la minister să schimbe contractul. Exact. Și m-am întors la minister și de la minister a rămas că să vedem că, de fapt, lacurile n-au ajuns la Ministerul Energiei pentru că ele sunt la Ministerul Economiei și când s-a desprins Ministerul Energiei din Ministerul Economiei, n-a fost transferat nici patrimoniu. Și deci, eu, vedeți, asta e reacția dumneavoastră după ce eu mă plimb luni de zile de la unii la alții. Așa dezvoltăm turismul. Adică lucrurile astea aici, trebuie... Aici se vede cât de prost e statul nostru. Aici da. Se vede. Da? Da. Deci, și acum soluția, soluția care ar fi? Să ajungeți la premier și el să le dea dispoziție, că este prim-ministru. Domnule, da, descriciți. Premierul e și el un om, are o grămadă de probleme mult mai important. Păi stați că și asta e foarte importantă, că da. Poate să aducă bani și să aducă bani din afară, pentru turismul. În primul și în primul rând, că ați ajuns la premier, premierul trebuie să conștientizeze faptul că turismul este o activitate strategică pentru România.
Și asta nu înțelege lumea. Lumea înțelege, bă, turism se ducă aia să distrează, să îmbată, să nu știu ce mai fac. O prostie. Nu-i adevărat. Deci turismul este singura activitate care poate să atenueze efectele stresului, să diminueze stresul, da? Trebuie Stres să care pledați stă în sensul ăsta. La baza tuturor bolilor. Da? Nu, da, înțeleg ce spuneți, dar nu, asta e problema. Problema e că noi, nemai având prea multă industrie, în fine, turismul e o ramură care poate aduce la PIB o ramură foarte mult. Care ocupă la nivel național 400.000 de locuri de muncă și care dezvoltă în spate, prin activitățile pe care le susține, da, furnizor de materii prime, de materiale, furnizor de servicii, furnizor de o grămadă de alte lucruri, da, dezvoltă activități. În perioada în care noi am fost închiși, pur și simplu, producția de carne, spre exemplu, a scăzut cu 25-30% la nivel național. Pentru că n-au mai avut unde să vândă. Da, înțeleg, sigur, că aici pe orizontală. Gândiți-vă ce înseamnă locuri de muncă pe orizontală. Da, înțeleg foarte bine, dar totuși, după cum îmi explicați dumneavoastră și e stupefiant, într-adevăr, trebuie o intervenție de sus care să cuprindă toate ambele ministere plus hidroelectrica. Cred exact. Că așa trebuie exact. Să întâmple. Deci numai dacă, pentru că ce spuneți dumneavoastră, în 3 zile se poate rezolva, nu e vorba de hârtii. De bineînțeles. Nu e niciun fel de problemă. Da, bineînțeles. După aceea, da. Continui, pârtia de la Moliviș, care trebuie, nu mai discutăm, pentru că am discutat-o și e foarte important. Da. Brădet, apele minerale de la Brădet, care sunt unice în Europa, ca și potențial și care nu sunt puse în valoare aproape deloc. Cine le exploatează? Care e situația lor? Apele, în general, sunt în patrimoniul statului. Ele sunt regia de... Nu știu exact cum se cheamă chestia și asta. Le concesionează. Dar în orice caz există soluții, există legislație, numai că aici, eventual, Consiliul Țean ar putea să facă un proiect în care să atragă parteneriat privat pentru dezvoltarea unor obiective și acolo s-ar putea face niște lucruri senzaționale. Inclusiv pe Valea Vâlsanului și acum, dacă aveți, și știu că aveți, o imaginație bogată, să vă închipuiți ce înseamnă o legătură între Brădet, cheile Vâlsanului, poenile Vâlsanului, Moliviș, Transfăgărășan, Lacul Vidraru, după aceea legătură pe la Cabana Cumpăna cu un drum care să iasă la Sălătruc, unde la Sălătruc avem descărcare de pe autostrada Iteș-Sibiu. Deci ce potențial imens este în zona asta a Transfăgărășanului, a Lacului Vidraru, Moliviș și Brădet. Dar eu nu mai știu, în noul guvern, că se tot schimbă organigrama la guvern, mai avem un minister al turismului la ora nu. asta? Nu, și asta este o lupta noastră. Noi suntem acum într-o perioadă de protest. Probabil că știți că eu sunt și vicepreședinte al Federației Patronatelor de Turism și am început o luptă cu guvernarea tocmai pentru a face, a avea o deschidere mai mare vis-a-vis de ce înseamnă organizarea Ministerului Economiei, unde este și turismul, pentru că turismul se pare că dispare ca și activitate de sine stătătoare, așa cum era în guvernul Orban, unde aveam un secretar de stat pentru turism, acum nu rămâne nici măcar ca o direcție generală de turism. Adică dispare în acest mare minister al economiei și va fi la și altele. Ceea ce va fi destul de rău. Asta e un aspect. Un al doilea aspect este vis-a-vis de tichetele de vacanță, care au fost, ați văzut și dumneavoastră, au fost puse pe aceeași linie cu sporurile bugetarilor. Și asta înseamnă că
sunt, au început să taie din aceste sporuri și tichetele de vacanță la fel, în condițiile în care tichetele de vacanță nu reprezintă un spor, ci reprezintă de fapt o investiție în turism, pentru că ele se reîntorc cu o plus valoare în economie. Bun, înțeleg, dar premierul spunea că sunt tichete de vacanță nefolosite în valoare de nu știu câte miliarde și pe chestia asta nu le-a mai lăsat anul ăsta și o să le reia în 20 și exact, este o dezinformare, pentru că am studiat și tichetele nefolosite sunt undeva la nivel de 20% din tichetele care se dau într-un an de zile, ceea ce înseamnă foarte puțin. Da. E vorba de sub 100 de mii de 100 de milioane de euro. Da, ca să nu uit, cred că ar trebui dumneavoastră să lucrați și cu parlamentarii Argeșului, pentru că ei pot ridica, pot avea discursul pe care îl aveți dumneavoastră acum și pot face interpelări. E foarte important. Da, uite, mi-ați dat o idee foarte bună și având în vedere că dumneavoastră aveți o intrare mult mai bună decât mine, o să vă rog să fiți partener în a încerca să-i convingem de prioritățile pe care ar trebui să le avem în județ pentru turism. Fără discuție, în 48 de ore eu discut chestiunea asta. Fără discuție. Însă au nevoie de la dumneavoastră de un sprijin, nu știu cum să-i spun, de idei. Înțeles? Da, să știți că am fost de câteva ori, am fost în Parlament, ne-am întâlnit chiar și cu toți președinții de comisii din Parlament când am hotărât, când s-a hotărât până la urmă ca să avem un TVA mai mic la activitatea de turism, deci niște facilități am obținut de-a lungul timpului. E adevărat că nu ușor, da? A trebuit să-i convingem pe oamenii politici de importanța turismului, pentru că, repet, prin turism diminuăm cheltuielile cu sănătatea. Asta este un aspect foarte, foarte important. În plus de asta, tichetele astea de vacanță și sprijinirea turismului național. Adică sunt foarte mulți oameni care pleacă afară. Deci, dumneavoastră, de ce să nu-i las pe oameni să se ducă afară? Sigur, să se ducă. Dar asta înseamnă că banii se duc și se cheltuie în afară. Ar trebui să facem tot posibilul ca cei mai mulți bani să rămână în România. Din câte îmi dau eu seama, ar trebui un soi de ofensivă, nici nu știu cum să zic, o cruciadă pentru, între ghilimele, să nu râdă nimeni de mine, pentru dezvoltarea turismului în Argeș și înțeleg că multe lucruri s-ar putea, trebuie rezolvate la nivel guvernamental. Da, așa este. Și atunci, sigur că parlamentarii părând, sunt mulți parlamentari, în primul rând PSD are foarte mulți parlamentari, pe rând ar putea să facă interpelări în așa fel încât să se miște ceva, că dacă nu, nu se va întâmpla. Poate reușim împreună, eu o să încerc să am o discuție cu domnul Unzână și poate reușim ca împreună cu domnul Unzână și parlamentarii PSD să încercăm să îi mobilizăm cumva să înțeleagă ce important este pentru județul nostru dezvoltarea turismului. Sigur, și mai sunt încă obiective. Da, sigur că o să discutăm, că mai avem un pic de timp. Dumneavoastră trebuie să faceți draftul acestor interpelări. Adică să vorbiți cu oamenii, să le spuneți, uite, domnule, eu așa văd lucrurile. Bineînțeles că și dânsii trebuie să-și însușească acest punct de vedere, să-l dezvolte, exact. În fine, să-l nuanțeze. Adică să lucrați împreună este foarte important, părerea mea. Da, asta voi face probabil în viitoarele 2-3 luni, o să pregătesc totul, inclusiv discuțiile, ca, eu știu, până prin, pe la Paști, așa, după Paști, să începem o ofensivă pentru a realiza aceste obiective. E bine, este excepțional. Bun, haideți să vedem ce se mai poate face în Argeș pe linia asta. Avem primele două capitale ale țării românești din județul nostru. Da. Da? Am tot vorbit de capitale, am tot vorbit de Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Târgoviște, București. Am putea să realizăm niște programe, inclusiv din punct de vedere turistic, care să lege aceste capitale.
Avem la Curtea de Argeș Biserica Domnească, care, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă biserică din România. Are un istoric absolut fantastic și dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă asta. Pictura de acolo este unică și este extrem de importantă pentru, și pentru artă, și pentru cultură, și pentru religie, pentru educație, pentru tot ce vreți. Corect. Le spuneam eu la un moment dat că ar trebui ca la Biserica Domnească să fie o coadă de autocare de cel puțin un kilometru. Da. După aceea, avem la Curtea de Argeș necropola regală. Curtea de Argeș este oraș regal. Am avut deja niște discuții cu Casa Regală și le-am propus la un moment dat să realizăm un tren de epocă care să vină săptămânal din București la Curtea de Argeș pentru pomenirea regilor României. Și am vorbit și cu un alt preasfințitul Calinic ca să oficieze personal această slujbă de câte ori are ocazia și gândiți-vă câtă lume ar veni pe acest traseu, da? Un tren de epocă care s-ar opri la Golești, ar vizita Goleștiul, după care o ramură s-ar duce spre Câmpul Lung, pentru că și Câmpul Lung este extrem de important, și o altă garnitură de tren ar pleca spre Curtea de Argeș, unde sunt înmormântați regii României. Da, mă rog, aici trebuie făcut un studiu, nu știu, nu pot să spun, îmi place ideea, trebuie văzut ce se poate întâmpla. Este interesant. După aceea sunt apele minerale de la Câmpul Lung, de la Bughea, care nu sunt puse în valoare. Mai sunt niște ape minerale în sudul județului, despre care eu n-am știut, am descoperit în campania electorală că sunt și acolo niște ape minerale, care nu sunt deloc puse în valoare, dar absolut deloc. Da, asta nu mai ține de turism, asta ține de economie. Da, da, da. Dar tot de turism, pentru că apele astea minerale sunt pe zona de sănătate. Pe zona de sănătate, pe izvoare, deci care, ca la Olănești, ca la Călimănești. De turism balnear. De turism balnear. Înțeleg foarte bine. Și nu în ultimul rând, este vorba de tot ce înseamnă tradiții și obiceiuri din zona noastră, da? Din zona asta a corbilor, care este extrem de spectaculoasă, Câmpul Lung, Nămăiești, zona Domnești, zona Arefu, partea cealaltă Sălătrucu, deci zonele astea submontane, care încă mai au niște obiceiuri care nu sunt puse deloc în valoare. Bun, vedeți câte lucruri și chiar sunteți convingători. Discuția asta nu e degeaba. Am înțeles că în cadrul Consiliului Județean se creează un departament pentru turism. Sigur că dacă aș întotdeauna departamentele, comisiile, în fine, pot să lucreze formal sau pot să lucreze în mod serios, pe obiective foarte clare. Și apoi nu sunt ele suficiente, departamentele acestea. Departamentul ăsta nu e suficient. Că iată, tocmai am ajuns la concluzia că trebuie să intervină parlamentarii. Și eu cred în asta, vă dați seama că dacă în fiecare săptămână câte un parlamentar vă face o interpelare către diversi miniștri care pot debloca niște lucruri, chiar se va auzi în țară. Se va auzi în parlament, se va auzi în guvern, se va auzi în țară. Va foarte important. Da, așa este. Presa locală, de asemenea, cumva și ea ar trebui atrasă în această activitate ca prin ea să ajungă informațiile în presa centrală. Că e mai complicat să acționezi direct la centru. Trebuie un fel de ocol să facem. Domnul Grecu, nu știu cum ziceți dumneavoastră, dar luați-vă în serios rolul ăsta de ministru al turismului de la Argeș. Adică pe bune. Nu o să vă propună nimeni. Uite, vă propun eu. Noi nu avem aici guvern. Dar sunteți totuși în parlamentul local, ca să zic. Luați-vă în serios, pentru că puteți să faceți lucruri importante. Într-adevăr, lăsați afacerile, dacă vreți dumneavoastră,
pe seama fiului dumneavoastră, dar fiți dumneavoastră creatorul acesta al legăturilor dintre diversi factori. Pentru că sunt foarte mulți factori de decizie aici. Adică nu e numai unul, nu sunt doi, sunt mulți, infinit de mulți. Și trebuie să-i legați, să-i corelați, e important. Da, asta va fi obiectivul meu, de asta am intrat în politică, n-am intrat să fac carieră și asta se va întâmpla. V-am spus, au fost sărbătorile de iarnă, după care a fost o perioadă în care am fost eu plecat. Deci, de săptămâna viitoare deja aveam în obiectiv întâlniri cu președintele Consiliului Județean și cu o serie de deputați. Deja am avut o întâlnire cu unul dintre deputații noștri vis-a-vis de pârtia de la Moliviș, care a fost în zonă, a văzut, s-a convins și sper să ne acorde sprijin, mai ales că face parte din coaliția de guvernare. E în regulă. Eu am să propun și eu, că simt și eu nevoia să mă implic, este un lucru foarte important și voi propune, de pildă, acestui post de televiziune, propune doamnei Marilena Barață să facă o emisiune lunar pe teme de turism, 3 ore în care să vină mai mulți factori, discutăm numai aceste lucruri. Și de asemenea vă promit că la mine în criterii naționale, în publicația pe care o conduc, voi avea lunar o secțiune de turism argeșan. Este foarte, foarte important. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur tare mult că ați înțeles cu adevărat ce înseamnă turismul și cât de important este el pentru economia Argeșului și nu numai, chiar și pentru economia națională e foarte important. Dar pentru Argeș cu atât mai mult. Fără îndoială, eu simt, mă gândesc de multă vreme la această chestiune pentru că am călătorit și eu ca și noastră, am călătorit în lumea largă și am văzut că alții reușesc să vândă lucruri mult mai puțin interesante decât noi. Da? Că eu dau unul și același exemplu, îl dau întotdeauna, dar care m-a șocat pur și simplu. În Tunisia am văzut un bilețel pe ușa hotelului unde locuiam, în care scria că dacă dau 30 de dolari pot să văd nunta tunisiană. Și am dat 30 de dolari și eu și nevasta ne-am urcat în autocar, ne-au dus într-un cort de 3.000 de persoane, americani, japonezi, cine mai erau acolo, ne-au luat înmulțiți 3.000 cu 30 de dolari, ne-au dat un cuscus și o sticlă de vin destul de acru, iar undeva la 30 de metri, să nu zic mai mult, cineva, mă rog, era un spectacol acolo. Pe când noi avem aici tradiții, stâne, viață, transhumanță, lucruri, ape minerale, deci o nebunie, putem vinde. Avem capitalele țării românești, cum ați zis, avem cetatea de la Poenari, avem barajul, avem lucruri și extraordinare. Mai avem încă ceva, mai avem evenimente care sunt organizate în tot județul, iar turismul de evenimente, deja avem o experiență ce înseamnă. Uitați-vă că pe baza turismului de evenimente, primarul de la Sibiu a ajuns președintele României și trebuie să înțelegem chestia asta. Da? Eu am propus la nivel de Consiliu Județean să se facă un calendar al tuturor evenimentelor din județ și să fie promovate ca atare. Există un asemenea calendar. Eu am avut o discuție cu domnul vicepreședinte Nicolescu, Marius Nicolescu, și îmi spunea că se gândește la ideea, să gândesc acolo la Consiliul Județean, la ideea unei capitale turistice sau culturale, mă rog, din Argeș și prin rotație și așa mai departe. Ce o idee, n-am insistat foarte mult. Trebuie să încheiem, vă mulțumesc mult de tot, n-a fost degeaba discuția asta. Să știți, e foarte important. O să reluăm firul. Vă mulțumesc și îmi pare bine că mi-am câștigat un... Fără discuție. Îl aveați dinainte. Ne-am întâlnit un suporter pentru turism. Da. Gând la gând, cu bucurie. O seară plăcută vă doresc. Doamne ajută. Mulțumesc și eu foarte mult. Seară plăcută. La revedere.